ajuns până departe și iată, am și postat pe Facebook, până și o companie americană recunoaște valoarea acestei mari românce și a denumit-o aeronava lor cu Smaranda Brăiescu, pioniera la aviație. Ea s-a născut lângă Tecuci, a urmat cursurile școlii și liceale, apoi a făcut Academia de Arte Frumoase. Menirea ei a început să se împlinească în momentul în care, la un meeting aerian, a văzut o lansare de parașute și a îndrăgit atât de mult aceasta, dar și-a dorit să și zboare, dar pentru că la momentul respectiv femeile nu erau primite în aviație, a optat pentru parașutism și de la început, din 1928, când a făcut primul salt, ea și-a propus să stabilească acest un record mondial. Și l-a realizat în 1931 recordul mondial absolut, pe 2 octombrie, în Câmpia Bărăganului, iar pe 19 mai 1932, la Sacramento, a stabilit recordul mondial absolut după 2 încercări nereușite. Noi încercăm în anul acesta, dacă Guvernul României intenționează să ne ajute, am stabilit un proiect de sărbătorire la Sacramento a celor două evenimente, pentru că pe 19 sunt 85 ani de la recordul mondial absolut de salt cu parașută de la înălțime, iar pe 21 se împlinesc 120 de ani de la nașterea ei. Deci acest dublu eveniment încearcă Arpia Cluj împreună cu Arpia la nivel național, printr-un proiect finanțat parțial de Ministerul de Externe, să sărbătorim și o sărbătorim pe Smaranda Brăiescu acolo unde a stabilit recordul împreună cu comunitatea românească de acolo. Ea a fost și un pilot desăvârșit, a spune, a stabilit și niște performanțe cu zbor de la Roma la Tripoli, a avut și o îndrăzneală extraordinară pentru că avionul care a fost finanțat, nu a fost plătit integral, până la urmă a fost plătit, dar ea și-a furat avionul din Marea Britanie și cu multe peripeții a ajuns în România. Această îndrăzneală, această tărie de caracter și chiar făcea o afirmație la un moment dat, era la San Francisco după stabilirea recordului mondial și spunea că ea, deși este cinstită și onorată de marile personalități și autoritățile locale, ea de fapt trebuia să meargă pe jos și nu avea ce să mănânce acasă. Această diferență între partea strălucitoare a lucrurilor și nevoia de fiecare zi a ei a fost o împrăștire din asta foarte, foarte dramatică. Spiritul ei civic extraordinar prin semnarea acelei scrisori de protest împotriva falsificării alegerilor primisă ambasadorului american de la București în 1945-46 și condamnarea ei în lipsă. Se pare că a sprijinit și grupările de partizani din care făceau parte inclusiv parașutiști pe care ea i-a instruit. Prima unitate de parașutiști, ea a fost instructor la acea unitate în 1940, unitate în care a făcut parte și celebrul nostru Grigore Baștan, generalul care a fost și creator de parașute. S-a ascuns pe la diferite măsuri și a schimbat în două rânduri numele. Ultimul a fost de Maria Popescu, a fost operată, a avut cancer, a venit la Cluj, la profesorul Iuliu Hațeganu, i-a dat găzduire și a ajutat-o și a tratat-o în limita posibilităților. Congregația Maicii Domnului, această mănăstire de maici, chiar dacă erau greco-catolice, ele aveau o relație extraordinară. Am și văzut o poză făcută cu vreo 2-3 ani înainte, măicuțele în fața avionului cu care a venit ea. Deci această relație dura de mult mai mult timp și aceste măicuțe au vegheat-o și au ascuns-o la jucul, la o reședință de acolo și au condus-o pe ultimul drum. Datorită acelor măicuțe a aflat Gianu Staicu, Dumnezeu să-l ierte, despre mormântarea ei aici în cimitirul central din Cluj, când la 2 februarie 1948 ea s-a ridicat la cer. Mă bucur mult că suntem împreună și această mare personalitate, nu numai a României, a lumii întregi, am găsit posibilitatea să marcăm acest eveniment. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență.